ne-am propus acum să împărțim istoria mișcării Advente în trei perioade. Mm -hmm. Și haide acum să discutăm despre prima parte, prima perioadă, 1844-1888. Să încercăm să facem un rezumat al, acestei, al acestui parcurs dintre 1844 și 1888 și apoi vom continua și cu celelalte două părți. Perioada este punctată de evenimente majore. De asta e bine să o împărțim în felul ăsta. Da. Pentru că în 1844 a venit lumină cu privire la lucrarea marelui nostru preot, a venit lumină de ce Hristos nu s-a întors așa cum îl aștepta a mișcarea milerită și din acest grup care și-au pus întrebările au provenit pionirii adventiști. Pe umerii lor s-a construit această biserică, iar umerii lor au devenit o platformă Datorită faptului că au acceptat adevăr nou și lumină nouă, pe care nu o știau deloc în bisericile protestante din care proveneau. Și acum, pentru indivizii sau oamenii care și-au pus întrebarea cine sunt, de ce sunt adventist, de unde provin ca adventist, să încercăm să le răspundem la aceste întrebări. Da, tocmai, dacă nu existau acești oameni care să înțeleagă lumina timpului lor. Nu lumină veche, aia din Biblie pe care o cunoșteau toți și o acceptau toți. Sau, mă rog, parțial unii. Dar era acolo. Era clar, era predicat, era vorbită. Nu. Acum veni să lumină pentru astăzi. Și oamenii aceia au primit-o cu bucurie. De aceea există astăzi mișcarea. a existat mișcarea adventă și apoi a devenit Biserica Adventistă. Da. Pentru că un grup de oameni cu mare bucurie au acceptat un adevăr nou care îi punea în contrast marcant cu Biserica vremilor. Câți oameni erau? Îi numeri pe dăgete. 5-6 la început. Apoi s-a adăugat din ce în ce mai mulți până când au devenit o mișcare foarte numeroasă în Statele Unite și apoi pe celelalte continente. În 1888 deja aveam pe toate continentele da. membrii ai Bisericii. Deci mișcarea s-a dezvoltat și ea trebuie să rămână o mișcare. Aici cred că a fost greșeala pe care a făcut-o pionierii, dar o să vorbim despre asta. Bun, deci asta spunem. Un grup de oameni au acceptat că a venit adevăr pentru timpul lor, adevăr prezent, necunoscut, nepredicat, neacceptat de toți ceilalți, iar ei l-au primit riscând să fie dați afară din biserică. Asta este atitudinea care produce interes în familia lui Dumnezeu. Cerul spunea atunci, în 1844, avem un grup de oameni interesați de ce se întâmplă aici la noi. Pot să faci un scurt rezumat al întâmplării, știu că s-a discutat de foarte multe ori, dar să-l avem inclus și în prima asta parte ca să construim un pic pe o imagine reală. A venit un predicator baptist, William Miller, și a spus, eu am o nouă înțelegere despre un verset din Daniel care n-a fost înțeles până acum. Daniel 8 cu 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. A început să predice în diverse comunități unde era acceptat, în unele nu era acceptat. El a calculat că de la darea poruncii pentru zilea din nou Ierusalimului, în 457, până în 1844, mai, mai întâi au făcut calculul greșit și le-a ieșit 1843, și apoi au recalculat și au văzut că, de fapt, anul 1844 este. Dar nu intru în detalii astea tehnice, că deja sunt acceptate și cunoscute. El a considerat că aceasta este perioada corectă pe care a intenționat-o Daniel, de la darea poruncii pentru zidirea din Noua Ierusalimului până în 1844, atunci Sfântul Lăgaș va fi curățit. Și el a înțeles prin acest curățit că vine Hristos pe pământ să facă curățenie, adică să-i omoare pe păcătoși și să-i îmbrățișeze pe sfinți, pe sfinții din biserici, evident, că sfinții erau în biserici. Da. Și Mișcarea a luat așa amploare încât a ajuns de interes național și mondial. Peste tot prin lume se vorbea despre ce se întâmplă în America, și în Europa au fost mișcări și mai înainte, și alți oameni, afară de Miller, care au văzut ceva în Daniel cu 14, dar n-au avut amploarea mișcării lui Miller din America. Și se pregăteau pentru plecarea la cer, că venirea lui Hristos corespunde cu plecarea pe nori. Ei hmm. citiseră apocalipsa, și așa mai departe. A venit data, nu s-a întâmplat nimic și evident, ei dezamăgiți la maxim, ceilalți din biserici bucuroși că uf, au scăpat că pentru ei semna moarte, că ei la... nu erau bucuroși, că nu primeau pe Hristos cu bucurie. Ei nu făceau parte din cei mântuiți că, uite, n-ați primit solia lui Miller, spuneau mileriții. Și biserici au răsfat ușurate și au început, bat și mai tare. Da. A, ăștia, sfinții, s-au îmbrăcat cu haine albe, pleacă la cer ei. Îți dai seama ce? În presă, peste tot în ziare, bătaie de joc la maxim. Și cei mai mulți din acest grup de oameni au renunțat la credința asta. Unii au zis, bun, e proastă interpretarea, nu e așa cum a zis Miller, 2300 și dimineți. Alții au zis, e posibil să fie corectă data profetică dar da, nu s-a întâmplat nimic și atunci la ce folosește data profetică dacă concret, faptic, nu s-a întâmplat nimic? Cu ce ne încălzește că e corectă profeția? Sau că Daniel a avut dreptate? Da. Teologii bisericilor creștine și catolice și protestante și ortodoxe spuneau de asta nu ne-am aplecat noi asupra cărții lui Daniel. Acolo sunt taine, sunt mistere, nu sunt pentru noi. Lăsați-l în pace pe Daniel acolo să se odihnească în pace. N-avem ce să scormânim în cartea lui. Și mișcarea s-a stins brusc. Clar, în fața realității obiective. Nu a venit Hristos. Ce puteai să mai faci? Câțiva dintre ei au spus, nu se poate. Trebuie să fie ceva greșit în interpretarea noastră, în înțelegerea noastră. Hai înapoi la text. Pentru că ei până atunci pe text nu se ocupau decât de 2300 de seri și dimineți. Nu se ocupau de apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Da, 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 da. Și eu zis, bun, ce e cu Sfântul Locaș ăsta? Și s-au apucat să studieze din nou în Biblia. Și au văzut ce cu sanctuarul, cu uh, lucrarea zilnică, cu Marea Zia Ispășirii de la sfârșitul anului. Și dintr-o dată și-au dat seama de această realitate. Că Hristos nu trebuia să vină în 1844. El în acel moment a trecut la a doua fază a lucrării lui, aceea de mare preot în Sfânta Sfintelor. Și imediat a explodat un, un, un snob masiv de raze de lumină. Au înțeles rapid și ce e cu legea, și ce e cu sabatul, și ce e cu iadul, și ce e cu foarte multe lucruri din lucrarea marelui preot din Sfânta Sfintelor. Iar ce a lansat această încercare de înțelegere a fost viziunea Sorei aceea pe care noi o numim viziunea celor două tronuri. Uh -huh. Frații, nu știu să supără pe noi că i-am dat numele ăsta, că Sorai nu va dat numele ăsta, viziunea tronurilor. De unde am scos noi treaba asta? Nu, viziunea este... Uh, nici nu cred că îi uh, se poate da un titlu. Ea a scris capitolul în care a viziunea călătoria poporului advent către Citatea Sfântă. Și ea a fost uh, descoperit, evident, metaforic, cum un grup de oameni luminați de 1844 înaintează pe cărare până ajung în Cetatea Sfântă. Da. Și ea explica cu detalii lucrul ăsta, ce se întâmplau, cum dacă priveau în urmă și țineau cont de lumină, mergeau bine, cum renunțau să mai privească în urmă, se potigneau și cădeau, detalii mai multe. Dar viziunea asta a fost, ca să spun așa, platforma pe care s-a construit Mișcarea advent. Pentru că în a doua parte a ei, pe care noi o numim viziunea tronurilor, ea spune precis ce s-a întâmplat în 1844. Cum Hristos a trecut din Sfânta în Sfânta Sfintelor, adică de la o fază a lucrării lui la alta, că mulți înțeleg că e vorba de o trecere fizică într-o clădire fizică din cer, din cer și se întreabă ce căuta satan în Sfânta dacă clădirea e în cer, că Satana nu are loc da. în cer. Copilărie, astea sunt nimicuri, oameni care nu, abar n-au de... În limbajul metaforic al viziunilor și așa mai departe, acolo era vorba despre o schimbare de lucrare de la Sfânta la Sfânta Sfintelor. Și în viziunei se punctează câteva lucruri esențiale. Că cei care nu l-au urmat pe Hristos în această trecere au fost lăsați în besnă totală. Adică Dumnezeu comunica bisericile care nu au făcut pasul și nu, nu înțeleg această schimbare de lucrare lui Hristos, nu mai pot fi favorizate cu niciun fel de lumină din cer. Uh -huh. Nu mai au acces la lumină. Orice s-ar face pentru ei. Ce înseamnă acest nu mai ai acces la lumină? Adică efectiv că trei nu va mai veni cineva neapărat de sănătate de Dumnezeu să le trimită vreo solie. Nu. Lumina a crescut și tu n-ai ținut pasul cu ea. Asta înseamnă. Nu are nimeni o intenție era cu tine. Da. N-a zis Dumnezeu, închideți robinetul la băieți ăștia. Nu. Lor, acestor băieți, Bisericii Filadelfia i s-a oferit lumina despre 1844, despre trecerea lui Hristos la faza de mare preot. Ei n-au ținut pasul cu ea. Lumina s-a deplasat și ei au rămas în beznă. Ce înseamnă expresia asta în beznă? Cu privire la lumina care a venit. Pentru că cu privire la ce a fost în trecut, ei erau foarte credincioși. Da. Ei țineau cu credincioșie tot ce scria în Biblie cât înțelesă ei. Dar când lumina a trecut de la faza lucrării lui Hristos de îndreptățire prin credință la faza ștergerii păcatelor, ei au rămas în umbest. Deci ei s-au plasat acolo. Ei trebuiau să țină pasul cu ea. E, acești câțiva mileriți au ținut pasul. Și de aceea au devenit singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ. Marea Mișcare Adventă, glorioasa Mare Mișcare Adventă, sortită să ajungă un popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta. De aceea au fost în această poziție, au ținut pasul cu lumina, au făcut pasul dincolo de perdeaua dintre sfântați și Sfânta Sfintelor. Poate unii oameni se mai întreabă niște lucruri și cu privire la Ellen că trebuie amintită și ea ca un pion important în nașterea cel mai Advente. important. Cel mai important. Uh, uite, de ce este cel mai important pion Elenoit în Mișcarea Adventă? Și ce o confirmă pe ea sau o atestă că ceea ce a scris ea a fost de la Dumnezeu? Tocmai asta este dovada. Că pe umerii ei și ai câțiva prieteni care au fost de acord cu ea și au acceptat că Dumnezeu trimitea lumină prin ea, s-a creat o mare Mișcare Adventă. Este, este temelia acestei Mișcări. Dacă avem mișcarea, ne întrebăm de unde a plecat. Da. Și constatăm că a plecat de la Ellen White, fără să avem nicio problemă cu asta. Că au colaborat și au participat la clarificarea punctelor foarte mulți frați din jurul ei, sau din ce în ce mai mulți frați, că la început au fost puțini. Dar din ce în ce mai mulți frați, asta este indubitabil. Nu se poate nega. Că ea nu venea și spunea asta e înțelegerea cu privire la acest punct. Asta e înțelegerea cu privire. Nu. Dumnezeu îi lăsa să analizeze lucrurile și când le înțelegeau nu mai era nevoie de nicio intervenție. Când aveau probleme și se blocau și nu mai știau că unii spuneau unia, unul spuneau alta, Dumnezeu îi trimitea o viziune băi, Așa s-a construit mișcarea Advent. Cum s-a ajuns astăzi ca ei să nu mai creadă în ceea ce s-a întâmplat în 1844 și uh, motivul pentru care oamenii sunt adventiști astăzi? Că sunt foarte mulți pastori și cred că o mare majoritate a bisericii care nu mai crede astăzi în ele noi. De deci ce atunci se credea și acum nu se crede? Uh, nu știu dacă există pastori adventiști care nu cred în ele. Nu ai că este un punct de doctrină, asta. Și dacă nu-l mai crezi, zbori. Uh, Bine. Nu, da, înțeleg că... nuanța. Da. Uh, în inima lor nu cred, clar. Da. Dar public n-au cura să, să spună lucrul ăsta, că sunt dați afară. Evident. Uh, eu spun de ce? Pentru că într-o altă perioadă a mișcării, nu atunci, ei au făcut greșeala fatală pe care au făcut-o tinerii iudei din perioada dinainte de Hristos. Grecii au invitat la prietenie. Haideți să ne prietenim, haideți să colaborăm, haideți să, să participăm la îmbogățirea culturală a națiunilor noastre. Trimiteți pe copiii voștri la școlile noastre, în Atena, din Alexandria, și noi trimitem pe copiii noștri la voi să Învețe cultura voastră, obiceiurile voastre, credința, religia voastră. Și a fost o foarte mare dezbatere, asta știm chiar de la un membru al acestui popor. Da. A fost o foarte mare dezbatere în iudaism, dacă ei să-și trimite copiii la greci sau nu. Pentru că o, o facțiune spuneau, or să învețe păgânismul lor și o să-l aducă la noi. Alții ziceau, nu, nu e adevărat, nu, e bine să aibă o imagine cât mai largă, să aibă diplome recunoscute de o școală. Și atunci erau diplome academice, să nu țin chipul, că asta e o invenție recentă. Nu aveai voie să profesezi sau să predici dacă nu aveai o diplomă în societatea acelei vrebi. Și ei au zis, uh, rabinilor noștri le va folosi o astfel de experiență. Și a câștigat partida asta care a fost de acord cu trimiterea. Și au început să facă schimb de studenți aceste două mari culturi și religii. Și evident, rezultatul a fost clar. Copiii școliți acolo citeau mai mult scrierile profesorilor lor și a oamenilor mari ai vremii decât Biblia. Și s-a ajuns aici. Tot așa s-a întâmplat în adventism. Tineri adventiști au mers să-și ia diplome universitare pentru că școlile adventiste nu ofereau așa ceva. N-aveau acreditare, erau simple școli de-astea ale cultului. Nu aveai nicio hârtie la mâne care să te recomande. E adevărat că la început, în faza aceea, nici statul nici nu cerea uh, mari uh, pretenții. pretenții. Nu avea pretenții, da, cu privire la școli și așa mai departe. Fiecare biserică avea școala ei și așa mai departe. Dar odată ce societatea s-a dezvoltat și statul a devenit să fie, să, a început să fie activ în viața societății, nu mai lăsa pe oricine să deschidă o școală. cine, ce garanta că profesorii respectivi îi învață bine pe copii? Poate să vină un nebun da. și trebuia acreditare. Și frații ăștia au văzut că nu merge și că nu poți să ai succes în lume dacă profesorii tăi nu au acreditare. Și încet, încet s-au dus și au luat diplome de la școlile respective și odată cu diplomele a venit și educația de acolo. Că nu poți să faci cursurile acolo și Mentalitatea ta despre realitate să nu fie alterată cumva. Da. Știi, imposibil asta. Și încet, încet au început să fie atrași mai mult de acceptarea socială decât de interesul pentru cauza și e, scopul etern al lui Dumnezeu. Și crezi tradus în aceste cuvinte că, să zicem, pastorii bisericii de astăzi, datorată faptului că. Și celelalte denominațiuni și au bătut joc de ei datorată faptului că avem pe profetul noi cumva au început și să renunțe la această lumină? Da, categoric. Ei au spus o să, o să detaliem atunci da, că, da, dar da. pe scurt pot să răspund la asta lumea creștină a spus biserica are pe Hristos profet voi care aveți alt profet decât Hristos sunteți secte doar sectele au șefi, au da. guru, au da. uh, profeți. Noi suntem corpul lui Hristos. Hristos e profetul, noi toți suntem frați. Voi cine sunteți? Și a fost teribil de greu de înțeles și de acceptat lucrul ăsta. Și eu cred că principala problemă pentru care s-a ajuns în această realitate este aceasta. Că mișcarea Adventă în această fază dintre 1844 și 1888 N-au reușit să înțeleagă și nici ei și nici să predice și să educe societatea la acest capitol. Oameni buni, Dumnezeu în fiecare generație a ridicat pe cineva și l-a trimis cu autoritate să repare problemele vremii. Da. Voi sunteți de acord că Elie e profetul Domnului. Deși a fost teribil de combătut. Da. Voi recunoașteți că Ieremia a fost profetul Domnului. Teribil de combătut. Voi recunoașteți că Isaia a fost profetul Domnului. Teribil de combătut în vremea lui. Voi recunoașteți că Hristos a fost profetul Domnului. Teribil de combătut în vremea lui. Cum de nu reușiți să înțelegeți că pentru timpul nostru Dumnezeu a ridicat pe cineva? Corect. Iată pe cine a ridicat. Pe cel mai slab dintre slabi. A vrut să ridice un pastor baptist? A refuzat. A mai încercat cu unul? a refuzat. S-a adresat unei copile bolnave. Și a făcut lucruri formidabile. A pus pe picioare o întreagă mișcare imbatabilă, ale cărei doctrine nu puteau fi combătute cu Biblia. Deci, așa ceva omenirea n-a mai văzut, practic. E, ei n-au făcut lucrul ăsta. Să-i ajute să înțeleagă că ei se suie la învon în fiecare duminică și predică din Ieremia, din Isaia, din Isus Hristos, din Pavel, Oștia toți au fost combătuți de biserica vremilor. Da. Și ei nu înțeleg lucrul ăsta. E? Asta este Ellen White. De ce vi se pare ciudat? Dumnezeu a trimis pe cineva. E adevărat că Hristos este capul bisericii. Nu este Ellen White. Așa cum nu este nici Pavel, așa cum nu este nici Isaia, nici Eremia, nici nimeni. Dar Dumnezeu trimite oameni care să ne arate realitatea timpului nostru. Pentru că timpul aduce schimbări. Și în societate, și în marea controversă. Și lucrurile trebuie actualizate mereu. Nu poți să, să tratezi prezentul cu lumina trecutului. Din lumina trecutului te inspiri, calibrezi prezentul. Dar în niciun caz nu e criteriu pentru, pentru prezent. Cine nu înțelege adevărul prezent, nu are niciun câștig de la adevărul trecut. Hmm. Asta este ce se întâmpla aici. Și în, după 1144 asta s-a întâmplat. Un grup de oameni au ținut pasul cu lumina. Și au crescut în lumine și Dumnezeu i-a onorat cu singurul obiect al iubirii și lui de pe pământ. Asta a fost definiția cerului pentru ei. Și au început să le descopere foarte multe adevăruri. Uh, I-au început să creeze și o doctrină. Ce părere ai de faptul că în mișcarea Advent a început să creeze o doctrină? De asemenea a fost dezbaterea așa cum a fost la evrei dezbaterea dacă trimitem copiii la greci. da au fost o puternică dezbatere și unii dintre frați s-au opus foarte puternic. Și spuneau, în momentul când stabilim o doctrină și judecăm pe oameni după ea, suntem obligați să excludem după ea. Hmm. Și unde ajungem? Nu ajungem de unde am plecat? Alții spuneau, printre care și fratele White, soțul sorei White, care a fost foarte hotărât că așa trebuie făcute lucrurile, și în acea perioadă erau puțini oameni care aveau curajul să-l contrazică pe fratele White din două motive, după părerea mea. Unul, pentru că era un om cu foarte mare autoritate și foarte hotărât în ce spune și foarte informat. Și în al doilea rând, pentru că era soarelui White. Hmm. Și nu era ușor să-i spui fratelui White nu suntem de acord cu dumneavoastră. Dar și ceilalți au fost de acord cu el. Cea mai mare, cea mai mare parte dintre ei, o majoritate aș putea spune, că este cazul să stabilim un crez, ce credem noi adventiștii, ca să fie clar pentru, cu intenție foarte bună la început, sau mă rog, uh, pentru ei era foarte bună uh, uh, decizia. De ce îi chemăm pe oameni la noi când oamenii nu știu la ce să vină? Cine suntem noi? Ce credem noi? Nu trebuie să scriem pe o hârtie ce credem noi la fiecare subiect, că altfel oamenii la, la ce îi chemi? Da. Doar să schimbe religia Oamenii nu vin de la o biserică mare și faimoasă la o mișcare, la o sectă. Că se fac de râs, e greu de suportat situația. Și atunci, ce îi motivează pe oameni să vină? Păi, demonstrând concret, prin puncte, de ce noi avem dreptate cu privire la adevărurile biblice, cu privire la lege, cu privire la sabat, cu privire la comportare, cu privire la alimentație. Iată de ce. Și cităm versetele din Biblie. Și eu recunosc că asta este o cale de a face convertiți. O, o, cale foarte bună de a face convertiți. N-am nicio rezervă la capitolul ăsta. Și cu toate astea au greșit. Și de ce nu au fost corectați de Dumnezeu dacă i-au greșit? Păi cine a spus că nu au fost corectați? Mm. Dumnezeu? Dumnezeu chiar de mijlocul lor a ridicat-o că mi a spus facem o greșeală fatală. Da. Da? Dar Dumnezeu le-a văzut intenția și i-a lăsat să meargă pe drumul lor nu a avut încotro. Eu să mai dau un exemplu că Dumnezeu așa procedează. Câțiva bătrânii au venit la Samuel și au zis, vrem un împărat. Adică vrem să schimbăm complet modul de existență al poporului nostru. Noi nu vrem ca Dumnezeu să vorbească prin tine, prin un proroc. Râde lumea de noi. Aceeași mentalitate ca asta. <laughs> da. Ce suntem o sectă? Ce suntem noi? Noi nu suntem un popor? Că noi suntem popor. Că ei erau o națiune. Erau copiii lui Avram toți atunci au zis, pe planeta Pământ așa trăiesc națiunile. Cu un împărat, cu administrație, cu logofeți, cu da, milițian, preot, doctor. Nu se poate o societate fără așa ceva. Domnul nu dorea ca ei să fie așa. Ei doreau să nu aibă decât o singură voce de care ascultă, a lui Dumnezeu, descoperită prin proroc. Și ei n-au vrut. Și Samuel s-a supărat. Samuel nu e vrea, i-a gonit. Și Domnul i-a spus, nu, nu, ascultă vocea poporului, pentru că nu pe tine te leapă, ci pe mine. Deci acolo nu avem de-a face cu o lucrare bună, valoroasă. Avem de-a face cu o lepădare a lui Dumnezeu. Exact așa se întâmplă și aici. În momentul când stabilești dogme și îi obliști pe oameni să le respecte că altfel nu pot intra în biserică, tu ai pus un zid în fața lor. Ei nu mai au acces la adevăr decât dacă acceptă dogmele stabilite de tine. Și după ce ai stabilit dogmele, trebuie să angajezi oameni să le supravegheze. Da. Și atunci te-ai întors înapoi de unde ai plecat. Domnul nu dorea așa pentru mișcarea adventă. El dorea ca ei să meargă călăuziți printr-un proroc, asta e expresia, printr-un proroc a scos domnul pe popor din Egipt și printr-un proroc îl va conduce în țara făgăduinței. Nu printr-un împărat. Asta este chestiunea. Și ei au fost obligați să ajungă la împărat, adică la președinte și imediat primul președinte a fost fratele White. În ce an a fost pus președinte fratele White? Păi atunci imediat în 63 după ce s-au organizat, în 1863 atunci au început organizarea, mă rog, nu neapărat anul respectiv, dar în acea perioadă au început să formuleze o schiță de administrație, ca să spunem așa. Uh -huh. Cam cum ar trebui să funcționeze. Crezi că asta a fost o deviație? Da, eu cred că a fost o greșeală. Avem uh, niște paragrafe pe care le poți aminti în care le înnoiți numește că a fost o greșeală sau niște dovezi că a fost o greșeală, în afară de părerea ta personală? Nu, nu am paragrafe pentru că ea nici nu a scris pe tema asta așa, pentru că altfel s-ar fi opus platformei, metodei da. lui Dumnezeu. imaginează ce făcea Samuel dacă domnul, după ce Domnul i-a spus, uh, ascultă-i, dă-le un împărat pentru pentru că pe mine mă leapădă, Samuel s-a apucat să scrie, nu e bine ce faceți, nu vă dau niciun împărat, uh, asta nu e voia da, Domnului. Da, corect, se opune. Păi a făcut, a respectat ce a spus Domnul. Și eu sunt convins că Duhul lui Dumnezeu i-a spus soarei White, lasă-i în pace. Dă-le sfaturi. Sprijină-i, fii, fii alături de ei. Și Dumnezeu de ce a acceptat asta? Ca să -i... că am ieșuat, el știa că o să ieșuăm. Păi și ce variantă avea? Pune-te situația Domnului. Oamenii ăștia au făcut Ținu să răpasul. -ți să sără... țip la ei și să le zic terminați-vă. <laughs> nu funcționează. 100%, da. Nu funcționează că dacă era așa, o făcea cu Samuel. Îi spunea lui Samuel, spune să se întoarcă la corturile lor, că nu se pupe niciun împărat. Aici eu sunt domnul și -a... discuția este încheiată. Bat cu pumnul în masă și s-a terminat. Uite că domnul nu e așa. Așa a fost și în cazul ăsta. Foarte mulți sunt mirați și spun, cum să fie așa dacă Soroait peste da. tot a încurajat exact. organizația, a scris, pe păi așa e. Și Profeții Domnului după aceea au organizat și au uh, ală, fost alături de popor și au susținut împărații. Uh, Samuel l-a numit pe, pe Saul, l-a uns. Da. O să fie împotrivă când da. lungi? Corect. Așa și soroit. I-a uns, a fost cu ei, a fost alături de ei, dar nu mai era calea pe care dorea Domnul să-i conducă. Care ar fi fost calea? Asta. Să-i conducă prin soroit. Dar pentru ei era o răciune fără margini să iasă în lume cu așa ceva. Ca și pentru evrei. Râde lumea de noi. Toate țările au un împărat, au societate, au armată, au... Și noi nu avem nimic. Dar în 1863, ce au înțeles ei ca fiind scopul lui Dumnezeu cu ei? Ce înțelegeau ei? Că ei trebuie să evangelizeze oamenii și să îi convertească la e asta înțelesesele ei? Primiseră lumină nouă, ceea ce era corect, trebuia comunicată ceea ce era corect da. și ei au spus, nu putem comunica dacă nu ne organizăm și cu argumente foarte puternice. Îți dau numai un exemplu. Fraților, o discuție între ei. Fraților, ce facem dacă vine mâine unul între noi și începe să predice ce este ce tâmpenie? În numele nostru, să. Păi da, da, e membru da, al bisericii. Da, corect. Ce facem? Ne apucăm la certuri interminabile. Cu o moține una și bună că e ca el, noi nu că e ca noi, producem confuzie, producem dezbinare. Care e calea? Păi, în momentul când apare cineva care nu zice ca noi, luăm măsuri. Și atunci, nu trebuie un sistem organizatoric? Nu trebuie reguli? Nu trebuie politică? Trebuie. Deci argumentul este beton. N-ai ce să-i faci. Și totuși era greșit. Și Dumnezeu, de fapt, la ce-i chemase și de ce au înțeles... Ok, trebuie să transmită înțelegi, trebuie să transmită razele de lumină primite. Fii. Și Dumnezeu i-a chemat doar să transmită razele de lumină primite? Nu. Unde s-a întâmplat devierea? Nu. Principala misiune a mișcării advente era ca ei să fie poporul în viață asupra cărora Hristos să treacă cu judecata. La cei vii. La cei De asta le-a spus în viziunea tronurilor, așteptați aici. Da. Deci nu le-a spus duceți-vă, faceți, mișcați-vă. A zis așteptați. Așteptați aici până ies de la nuntă, adică de la ștergerea păcatelor celor morți. Da și vă voi lua și pe voi. Și punctul pe care, la care insiști tu este ăsta. Că ei au înțeles că vă voi lua și pe voi, înseamnă că vă iau la cer, vin să vă iau la noi, e acolo sus. Nu, Vin să vă iau la nuntă, însemna ies și vă iau și pe voi aici. Să vă șterg păcatele și vă exact, în viață. Exact. E, ei au pierdut aspectul ăsta. Și în momentul când s-au concentrat doar pe hai că avem lumină nouă de comunicat lumii, trebuie neapărat organizație. Și Dumnezeu a zis, ok, lasă-i așa. O rămășiță voi avea ca să fac demonstrația despre care am vorbit în Ezechiel, fără discuție. N-au vrut pe calea mea? Foarte bine, pe calea lor. Și acum, în această perioadă, între 1844 și 1888, s-a întâmplat ceva și mai important decât atât. Mm -hmm. Dincolo de toate lucrurile frumoase și bune, au înțeles o mulțime de lucruri prost văzute în bisericile apostaziate, au descoperit excepționala valoare a legii, impecabil. S-a întâmplat un lucru total greșit, fatal, aș spune eu, în această perioadă. Și era prevăzut în viziunea pe care ei nu mai luau în serios. Am văzut cum unul după altul părăseau gruparea celor care se închinau lui Hristos în Sfânta Sfintelor, se întorceau în Sfânta și imediat primeau influența de Sfânta lui satan. Acest lucru a fost complet îngropat în predicarea și studiul teologic al acelei perioade. Și de aceea Duhul lui Dumnezeu a inspirat-o pe Sorait în mod repetat să facă afirmații de genul acesta. Biserica a întors spatele conducătorului ei și se îndreaptă repede spre Egipt. Ea n-a spus a ajuns în Egipt. Ea n-a spus niciodată biserica a devenit Babilonul. Se îndreaptă repede spre Egipt. De ce a inspirat-o Domnul să folosească acest cuvânt? Se îndreaptă repede. Pentru că, unul după altul, oamenii noștri părăseau această speranță a ștergerii păcatelor pentru generația în viață și, automat, se întorceau la neprehănirea în... prin credință. Hm. Doctrină protestantă. Da. da. Și ei nu își dădeau seama, și n-au luat în serios că această doctrină și învățătură și lucrarea lui Dumnezeu valabilă până în 1844 a fost preluată de satana. Ideea e că lucrurile sunt atât de fine la capitolul ăsta, încât pff, greu. Greu să-ți dai seama, să identifici lucrurile astea, să le vezi, să le vadă un membru normal astăzi care să-și să pună întrebarea asta, băi, cum am deviat noi și am ajuns aici? Foarte greu să vezi. Dacă te apuci să vezi, va fi ușor. Când nu te interesează, e foarte greu. Mm -hmm. E foarte greu, e adevărat. Și, și, pentru ei a fost greu. Că niciunul n-a făcut-o conștient și voit. Vreau să plec de la Sfânta Sfintelor să mă întorc în Sfânta. Ce a însemnat acest vreau să plec de la Sfânta Sfintelor și să mă întorc în Sfânta și concret în, pentru ei atunci? Și-au pierdut încrederea în faptul că Hristos trebuie să treacă la cei vii cu de judecata. Cum adică și-au pierdut încrederea? N-au văzut nimic. Trecea timpul și ei nu se, se întrebau nimic. noi ce facem. Aha. Și, -și -au, au, repede au ajuns la concluzii. Păi trebuie să predicăm sabatul. Că lumea se închide duminica și multe altele asemănătoare. Mm -hmm. Și au trecut din ce în ce mai mult la activități concrete, practice și au pierdut inima mișcării Advente. Un popor pregătit pentru ștergerea păcatelor celor vii în viață. Ce ar fi trebuit ei să facă să nu le mai predice oamenilor sabatul, cele 10 porunci și reforma sanitară? Ce ar fi trebuit să ba facă? Nu. Care era corectă. Ar, trebui, ar fi trebuit să le predice, dar acestea ca niște detalii, ca niște accesorii ale Soliei. Uh -huh. Solia va trebui să fie alăturați-vă poporului lui Dumnezeu care va fi eliberat de păcat în Marea Zei Noi l-am urmat pe Hristos, pe marele nostru preot, el are o lucrare de făcut cu morții și imediat răstreacă la noi. Alăturați-vă acestui popor. Ori ei au schimbat uh, macazul și au zis Alăturați-vă nouă pentru că vine Hristos să ne ia la cer. Revenirea este speranța noastră. Domnul vine curând. Și ca să vă alăturați nouă, trebuie să faceți asta, asta, da. asta, 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 asta. Da. Și dacă ei au înțeles din toate descoperirile astea, au, au creat un set de dogme, de ce le mai descoperit Dumnezeu? De ce n-a trecut Dumnezeu direct cu ei la faza următoare, fără ca să le descopere lucrurile astea importante? De ce n-aș fi putut să treacă cu ei? pur și simplu așa, să rămână închinându-se duminica, să rămână cu poate mâncarea de porc în continuare, să rămână cu lipsa reformei sanitare. Când le-a spus în viziune, după ce le-a arătat că Hristos a trecut dincolo, când le-a spus așteptați aici, nu le-a reproșat nimic. Nu le-a spus așa, cum le-am spune noi, dacă am fi în locul Domnului. Uh, nu vă puneți mari speranțe în treaba asta, că voi aveți o mulțime de prostii care trebuie să le reparați. Aveți multă muncă, băieți, multe de schimbat, multe de renunțat și multe de acceptat. Habar n-aveți ce prostii credeți. Nimic din toate astea. Și uh, eu spun că e justificată această poziție a cerului. Creștinii din perioada 1500-1844, care au fost acceptați prin credință în meritele Mântuitorului. Vor fi mântuiți? Da. Au păzit sâmbata? Nimic. Păi, vezi, așa era, așa cum. Da. Trec la ștergerea păcatelor celor în viață, fără niciuna din chestiunile astea. Nu că nu sunt importante. Uh -huh. Schimbarea aceasta va aduce. Acestă împlinire a acestor lucruri pe care vă le discutați? Evident. Deci, asta, așteptați aici păstrați hainele curate, adică speranța asta în promisiunea hainei de nuntă. Da. Că ce practicau ei nu era niciun fel de haină curată. Aveau ibergini prostești despre ea, despre rai, despre lege, despre sabat. Toate erau greșite. Asta erau haine. Era nu la asta se curate. referea. Nu, nu asta erau da. păstrați hainele curate. Ce era păstrați hainele curate? Speranța că Hristos va trece la judecata celor vii. Și asta concret, cum ar fi trebuit să fie parcursul lor? Pur și simplu să rămână grupul de 20 de oameni nu. și în cazul în care... Nu, că se mulțeau rapid. Se mulțeau rapid, se mulțeau de două ori mai rapid pe baza asta. Hristos trece la ștergerea păcatelor celor în viață. Atât. Atât trebuie să știm, da. Totul Vrei, este gata, poftit la nuntă. Asta trebuie să fie mesajul. Wow. Dar nunta nu este plecăm în cer. Nunta este mare zi a ispășirii din sistemul ceremonial. Să dăm mare strigare. Păi da. Asta este. Ori au pus accentul pe vine Hristos, vine Hristos, treceți în biserica noastră și ca să delimităm biserica au scris dogmele și au făcut administrația bisericii da. ca să o delimite și să fie funcțională. Deci eu înțeles parțial trecerea lui Isus din Sfânta Sfânta Sfintelor, n-au înțeles-o total, n-au înțeles exact ce face Isus în Sfânta Sfintelor, mă, mă gândesc. Nu, că dacă nu înțelegeau, nu puteau să-L urmeze. Au înțeles că șterge păcatele celor morți. Asta au înțeles precis. Da. Dar, cu timpul, unul după altul, că nu spune totodată. Deci, n-a fost o neînțelegere în masă, colectivă. Bă, n-au priceput săracii oameni și au făcut o prostie. Nu. Unul câte unul a adonat această speranță că va trece la ei și s-au îndreptat pe linia asta cu doctrine, cu biserică, cu câștigare de suflete, cu prozelitism. Și și-au pierdut speranța că, că cu ei se poate întâmpla așa ceva. Și a fost suplinită lipsa asta de speranță cu acest locuitor. Vine Hristos, plecăm în cer. Ei asta au înțeles din ies și vă iau și pe voi de la da, mântă. Da, 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 da. Deci aici este chestiunea. De aceea Sorai spunea un lucru extrem de greu de suportat. Biserica a întors spatele lui Hristos și se îndreaptă repede spre Egipt. Sau declarații, biserica este în stare la odiceană, Mântuitorul nu este în mijlocul ei. Și în multe, în multe instanțe a avertizat în toată această perioadă că biserica că a ajuns -a la Odicea. Este biserica la Odicea din Apocalipsă. Au, au înțeles suportat. conducătorii chestia asta că ei sunt la Odicea? Nu, ei nu, nu ei au acceptat. le spunea lucrul ăsta. Da. Dar ei nu au acceptat niciodată. Nici măcar mari teologi adventiști de atunci, pionierii, Joseph, frat, uh, soțul dânsei, a acceptat. Nu, nu sub nicio formă. Pentru că era desfințarea Bisericii dacă accepta treaba asta. Ei așa o vedeau. Păi cum adică nu avem? Ei, ei aveau de 10 ori mai mult decât toți ceilalți? Și acum Dumnezeu le spune că n-au nimic? Practic Dumnezeu se pregătea să-i trimită în Canaan. Și ei, când au ajuns fix la intrarea în Canaan, s-au speriat și s-au întors înapoi au cerut să meargă înapoi spre Egipt exact ca și poporul. Bine, în perioada asta până în 1888 nu putem vorbi despre așa ceva, că abia în 88 s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, vom Dar vorbi. Până, până în 1888 nu s-a întâmplat așa da, ceva. Da, 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 da. Dar domnul tot aștepta de la ei avertizându-i de lucrurile astea. Mm -hmm. Uite care este logica, adică ele toate au un sens. În momentul când Soroi declara voi sunteți la odicee, în stare la odiceană, deci, adică n-aveți aurhaie de doctorie. Le spunea până în 88-asta. Da, da, da. da. Ei, ei interpretau așa. A, păi da, soră, dar dreptate. Noi suntem biserica la odiceea, că suntem ultima. Deci făceau un titlu de glorie din asta. Da, da, da. Pe păi așa o știu și eu. După noi nu mai e nimeni. Da. A, asta era o chestie foarte plăcută inimii firești. Și ruptă din realitate. Adică nu era o închipuire. Da. Biserica la Odisea chiar e ultima. După ea nu mai există o altă biserică, un alt obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ. Și ei au, 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 canalizat în direcția asta declarațiile ei. A, da, da, are dreptate, Sorait. Noi suntem biserica la Odisea. Dar Intenția Domnului cu atenție că steți în stare la odiceană era asta. Ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Că tu n-ai aur, haină și doctorie. Încerca tot să le atragă atenția despre lucrarea din Sfânta Sfintelor. Păi da, pentru că ei predicau că la botez primești împrihanirea Domnului Hristos, deci haina, ai primit Duhul Sfânt și ai primit iubirea, dragostea, da, da. aurul. Și ei erau bogați, aveau tot ce le trebuie. Cum să le spui tu, n-aveți. Asta nu mergea, nu se potrivea în frumoasa arhitectură pe care o destina să pe hârtie. Da, 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 da. da. Și de-aia, declarația de soroia n-a avut efect. Și, Dumnezeu constatat lucrul ăsta și le a spus, bun, am să le trimit doi oameni cu soluția. Hm. Pentru că el aprecia faptul că ei au ținut pasul cu lumina atunci și au ieșit din bisericile protestante cu riscuri mari. După ce au acceptat tăria lor de caracter suportând bagiocora societății, Dumnezeu a apreciat dorința lor și zelul lor formidabil de a duce lumina mai departe, aceasta pe care o primiseră ei. Da. Cu sabaturi, cu... erau lucruri importante și valoroase. Nu era o greșeală că erau comunicate. Dacă ele erau sprijinite sau așezate pe fundamentul Daniel 8 cu 14. De aceea ea spune că Daniel 8 cu 14 este temelia și stâlpul central al credinței advente. Hmm. E, cu timpul, destul de repede după 1844, ele n-au mai devenit temelia. Încet, încet temelia a fost mișcată în direcția asta a comportamentului membrilor. Păzitor de sabat, păzitor de reformă sanitară, păzitor ai sfaturilor bune și importante pe care Dumnezeu le-a dat prin Soroid. Aici era bătălia lor. Ori, noi le -a, vrem să le amintim și lor și celor de astăzi că poporul care l-a condamnat pe Hristos și s-a opus luminii acelui timp erau păzitori ai sabatului, păzitori ai reformei sanitare, păzitori ai tuturor sfaturilor bune date prin Moise. Da. Și cu toate asta. Au luat această poziție. Nu este nicio garanție că dacă ai aceste lucruri. Corect. Ești de partea lui Dumnezeu. Da. Asta s-a întâmplat în această perioadă. O pierdere a sensului misiunilor, un grup de oameni vindecat de păcat, voi fi sfințit în voi, sub ochii lor, și transformarea platformei adventiste într-o o organizație foarte bine pusă la punct care să atragă pe oamenii de bun simț. Uh -huh. Pentru că în Adventism au venit totdeauna oameni care au avut un oarecare bun simț social. Vedeau că în biserica asta nu există ex excese. Nu se încurajează viciile umane, fumatul, băutura, obiceiurile proaste, vorbirea de rău. Cu toate că vorbirea asta e practicată la scară mare, dar nu e predicată. Toți pastorii, toți toți vorbitorii adventiști pe care eu i-am ascultat o viață, toți au spus că nu e bine să vorbim de rău. Ei, oamenii vedeau lucrurile astea. Că este o credință creștină fără excese sau excentricități. E adevărat, deosebită față de ceilalți, în special cu sabatul. Dar ei constatau că e foarte biblic. Da, da, da. Și de ce erau atrași și de ce au crescut foarte mult. E, pionierii noștri au considerat că această dezvoltare și creștere este semnul binecuvântării lui Dumnezeu. Și nu au învățat un lucru și n-au avut ochi să observe că această credință a lor este șubredă ca un lemn putred. Pentru că aveau posibilitatea să verifice. Exact în timpul apariției lor, Satan a ridicat pe scenă o altă mișcare protestantă. Noile mișcări numite neoprotestante. Uh -huh. Cu creșteri masive. Wow! Pentecostalii, de exemplu. Da. au crescut masiv. De ce? Pentru că erau trăiri neomenești acolo, inspirate de ceva din afara experienței umane pe care ei le constatau. Da, intrau în trans, începeau să vorbească în limbi, iar conducătorii spuneau astea limbile cerești, limbile îngerilor. Ei nu înțelegeau ce spun acolo, dar vorbeau limba îngerilor, știi? Și genul ăsta de trăire a produs în bisericile anchilozate ale vremii o reacție formidabilă. Oamenii voiau o legătură cu Dumnezeu. Da. Voiau o Reală, relație. palpabilă. Da, ceva concret. Așa că vorbe goale. Da. Vreau ceva concret. Și Satan a dat un succes formidabil acestor trăiri pentru că el, prelând lucrarea lui Hristos, îndreptățirea prin credință și oferindu-l acestor oameni, că ei, ei își bazează credința pe îndreptățirea prin credință, pe jertfa lui Hristos la cruce, da. le-a dat multă lumină și putere. Adică și idei strălucite cu privire la adevărul biblic și succes numeric. Ei, adventiștii trebuiau să vadă Că succesul numeric nu este neapărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei, eu am constatat în toată această perioadă că succesul numeric este aproape singura dovadă că Dumnezeu este printre noi, în poporul ăsta, hm. în argumentațiile Așa și este. în predicările da, pastorilor. Da. Or, nu este acesta. Nu este acesta. Și ar fi trebuit să, să asculte. Și să țină cont de mustrările pe care domnul le oferă pentru că în toate cele nouă volume Mărturii pentru comunitate, din trei propoziții, două sunt negative. Cu mustrări, cu avertizări, cu atenționări. E, ei ei l-au luat pe astea ca fiind așa uh, uh, să fim mai serioși. Să, 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 să încurajeze pe membrii nou veniți să fie ce trebuie. Noi suntem ăștia da. care suntem deja Sorai nu pentru noi scrie. Sorai scrie pentru cei care vin acum și pentru că veneau foarte mulți. Și pe termen scurt, un număr mare de oameni. Și ei și imaginau că Sorauait îi educă pe ăștia, noi veniți. le a trecut prin cap că vorbește despre cei care erau deja. Știi? Și eu am văzut lucrul ăsta și în practica de zi cu zi a unei comunități adventiste de pe glob. Oricum, ori de unde, dar și în România și la peste tot la fel predicatorii și pastorii vorbesc despre atenționări, despre lucruri nepotrivite, așa pentru o minoritate, pentru câțiva, dar restul noi suntem bine. Da. Eventual pentru cei pe care vrem să-i câștigăm la credință. Dar noi le credem, noi le practicăm, nu sunt pentru noi. Știi? Am văzut atitudinea asta foarte des. Deci, în această perioadă, lucrurile acestea sunt importante, după părerea mea. Că ei, unul după altul, au abandonat această credință că Dumnezeu vrea să-i facă o demonstrație practică, concretă, fizică, sub ochii oamenilor și au crezut că misiunea lor este de vorbitori, de predicatori, care să-i câștige și pe alții la doctrinele corecte ale Bibliei descoperite de ei. Care este confuzia? Vreau să punctăm și chestiunea asta, mi se pare importantă. Care este confuzia dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor? Pentru că Biserica, Mișcarea Adventă, s-a născut pe lucrarea din Sfânta Sfintelor, și, după cum știm, spre 1888 s-a întors în lucrarea din Sfânta. Care este greșeala înțelegerii? În principal și, și fundamental, după părerea mea, este că ei nu au transferat. Toate informațiile prețioase ale sistemului ceremonial în lucrarea lui Hristos de vindecare. Ei n-au văzut detaliile sanctuarului în planul lui Dumnezeu. Nu au văzut că diferența dintre lucrarea anuală și lucrarea zilnică se potrivește perfect în lucrarea lui Hristos după plecarea lui la cer. Adică, în cursul anului. Se făcea mărturisirea și iertarea, da. iar la sfârșit se făcea ștergerea păcatului. Da. Nu exista una fără alta. Și aceste două lucrări, oglindite în sistemul ceremonial, pentru că lucrările astea erau concentrate pe clădirea sanctuarului. Da. În tot cursul anului se făcea mărturisirea și iertarea ca o slujbă a Sfintei. Și la sfârșitul anului, Marea Zia Ispășirii, o slujbă dincolo de Perdea, în Sfânta Sfintelor. Ei n au văzut paralelele astea. Și prin urmare nici nu l-a predicat, că eu nu le am auzit niciodată. Deloc. Exact. Și atunci n-au reușit să înțeleagă că tot ceea ce au practicat strămoșii lor se întâmplă acum în experiența lui Hristos ca mare preot. El a operat din anul 33, când s-a înălțat la cer, până în 1844, lucrarea din Sfânta, mărturisire și iertare care înseamnă concret ce în viața individului. Îndreptățirea prin credință. Uh -huh. Ești acceptat dacă crezi în Hristos. Ok. Și toți creștinii de până în 44 au fost mântuiți și vor fi în cer pe baza acestei credințe. Noi o numim solia neprihanirii lui Hristos. Da. Descoperită, redescoperită de Luther. Pentru că ea a fost descoperită de Pavel. Da. A fost redescoperită de Luther și toți bravii protestanți au fost și vor fi mântuiți și vor fi în cer pe baza acestei încredere lor în meritele lui Hristos ca Salvator. După 1844, Hristos a trecut la faza a doua, ștergerea păcatelor, nu iertarea. Uh -huh. Și ștergerea s-a făcut cu toți cei care au murit, adică cu, și cu bravii protestanți. Da, da. Că bravii protestanți au fost acceptați prin credință, dar nu puteau să intre în cer cu păcatele cu care au murit. Nu îi primea nimeni acolo. Păcatele acelea trebuiau șterse. Și ei, bravi protestanți care acum erau morminte, aveau o copie a caracterului lor înscrisă în Cartea Vieții. Și asupra acelei cărți, în 1844, s-a făcut operațiunea de ștergere a păcatelor. Asta înseamnă lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea pentru cei morți. Mm -hmm. Deci, diferența e clară și nu este obscură. Se și... poate vedea cât se poate de clar. Da, e super clară și totuși la ei, de ce s-a întors la 180 de grade și a devenit atât de... Umbicalată, n-au înțeles nimic. Adică, nu, -au, au înțeles ceva? Pentru că, pentru că unul după altul au renunțat la această încredere a lor și la această așteptare aici și s-au întors imediat înapoi la ce făceau creștinismul popular. Și, și se adaugă ceva. Și imediat primeau influența nesfântă a lui Satan. De aici vine această întoarcere. Păi, și succesul pentru că aveau lucruri formidabile, făceau lucruri excepționale. Satana le dădea succes tuturor acestora care au renunțat la speranța lor că Dumnezeu face o demonstrație cu un popor în viață. Poate să dea satana succes unui popor în timp ce există profetul lui Dumnezeu în mijlocul poporului? Da, și în timpul lui Moise a făcut treaba asta și în timpul lui Eremia, lui și în timpul Domnului Hristos a făcut treaba asta într-un mod formidabil. De ce? Pentru că cu toți cei care nu sunt total dedicați cauzei Lui Dumnezeu, El face o lucrare formidabilă. Bazat pe adevărurile Scripturii. Nu i-au pus să vină cu bazagonii da. prostii. Satana asta, asta spune viziunea că a făcut. A preluat lucrarea Lui Hristos din Sfânta. Care era asta? Îndreptățirea prin credință. Și El îi încurajează și predică și îi sprijină pe toți cei care predică îndreptățirea prin credință ca fiind Evanghelia curată este lucrarea lui Satan. Și oamenii nu înțeleg această formidabilă mascrare. Deși ei au toate dovezile și în Scriptură și în Spiritul Profetic că împotrivitorul vrăjmașului Dumnezeu se va așeza pe tronul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Le citesc și în Tesaloniceni și în Sora White. Nu vor să creadă. Nu le, nu le poate trece prin cap că satana poate să susțină cauza lui Dumnezeu. Nu se poate, adică e foarte greu de acceptat așa păi, ceva. satana trebuie să se opună cauzei lui Dumnezeu. Da, nu? Că asta a făcut mereu. Cum să o susții când tu ești chemat să te opui? Deci asta s-a întâmplat în această perioadă. Avertizările au fost la locul lor, ei nu le-au luat în seamă și se bucurau și eu cred că... Nu, nu pot să aduc argumente, dar... Eu cred că și sora White a fost luată de avântul ăsta cu creșterea numerică. Uh -huh. Pentru că de foarte multe ori am văzut la ea declarații de genul ăsta că Dumnezeu ne-a binecuvântat, poporul crește și îi încuraja pe frații în direcția asta. E foarte ușor să fii luat de val când vezi un așa interes. Da. Pentru cauza ta susținută de o mână de oameni foarte modesta. Da. Deci asta, după părerea mea, este perioada 1844-1888 s-a ridicat o mișcare bazată pe lumină nouă și adevăr prezent, așa cum n-a fost niciodată că trecerea lui Hristos de la Sfânta la Sfânta Sfântul a fost un eveniment major. Adică, marea controversă era gata să se încheie. Suntem în fazele finale ale bătăliei. Tot universul era fascinat de ce se întâmplă pe planeta Pământ. Și aștepta acest popor. E foarte interesant de remarcat faptul că mulți adventiști sau oameni care ar putea să devină adventiști de astăzi se întreabă de ce nu s-a încheiat atunci. Cei care înțeleg în primul rând teologia, cei care înțeleg cum s-a născut mișcarea adventă și învață despre ea, la mine asta a fost prima întrebare. De ce nu s-a încheiat atunci? Ce mai stăm? De ce mai stăm până în prezentul ăsta și nu s-a întâmplat atunci. Ce, ce ne lipsește? Și al doilea lucru regretabil este că eu cum am botezat adventist, nu m-am botezat pe baza faptului că Isus a trecut din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Eu m-am botezat pe baza faptului că ne închinăm sâmbăta și era demonstrabil foarte ușor cu Biblia că te închin sâmbăta, pe baza faptului că avem un profet, că legea trebuie ținută, asta ne face așteptători, asta este cheia mântuirii, să primești sigiliul lui Dumnezeu când va veni Apocalipsa peste tine, cu toți știm de Apocalipsă și care este sigiliul lui Dumnezeu? Sabatul, știi sabatul, gata, fă adventist și cam asta e. Da, asta s-a întâmplat și Dumnezeu a trebuit să accepte această situație, n-a avut încotro. Dar el a avut un răspuns formidabil și răspunsul este 1888. Dar despre această perioadă, 1888-1950... Descutamos o um episódio do armatório. Sim, mas.